absolvenți. 29 mai 2020, Colegiul Național Simeon Bănuțiu și Mleu Silvaniei. Zi de sărbătoare, sărbătoarea absolvenților promoției 2020. Evenimentul de azi, pe care l-am așteptat cu toții, vine în momente neprielnice pentru întregul Mapamon, momente create de pandemia COVID-19. Trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă și să gândim totuși pozitiv. Am ales azi să ne bucurăm împreună și să privim cu speranță în viitor. Dragi absolvenți, azi este ziua voastră. Azi absolviți Colegiul Național Simeon Bănuțiu, școală care în acest an școlar, în luna octombrie, și-a aniversat centenarul. Unitate de învățământ care are titlul de școală europeană. Promoția 2020 pentru voi, ca să vă pot transmite exact ceea ce simt în aceste momente, am să vă recit o strofă din poezia Ghimpii a poetului Lucian Blaga. Eram copil, culegeam odată trandafiri sălbatici. Aveau atâta ghimbi, dar n-am voit să-i rup. Credeam că smuguri și-au să înflorească. Pe parcursul celor 4 ani de liceu, îndrumați de profesorii Colegiului Național Simeon Bănuțiu, cărora le mulțumesc, ați dobândit cunoștințe, v-ați format competențe, ați legat prietenii, aveți amintiri frumoase, ați învățat lecții de viață. Iar acum sunteți muguri care au început să înflorească. Azi vă luați zborul din această școală și vă îndreptați spre noi orizonturi. Alături de voi, în toți acești ani, au fost părinții voștri care v-au călăuzit pașii, cărora le dorim multă sănătate și putere să poată fi alături de voi pe drumul anevoios, poate uneori și lung, pe care porniți astăzi. Dragi absolvenți, noi, profesorii Colegiului Național Simeon Bănuțiu, vă dorim succes la examenul de bacalaureat, să aveți parte în viață de multe zile senine, să fiți fericiți și împliniți spre bucuria celor ce v-au crescut și educat. Zbor limpede prin viață promoției 2020. În continuare, îi dau cuvântul domnului director adjunct, profesor Kovács István. Régi harcok, régi kopott könyvek, derű, mosoly, néha fájó könnyek, múlik minden, rohannak az évek, búcsút mondunk, múló diákévek. Ernest Hemingway soraival kezdtem beszédem hozzátok, kedves balagó diákok, tisztelt igazgatónő, kedves osztályfőnök, kollégák, szülők, tisztelt hallgatóság. Annak ellenére, hogy rendkívüli időket élünk, és a megszokott iskolai rendet az úgymond online tanítás munkamódja váltotta fel, mi, az iskola vezetősége együtt kollégáinkkal ragaszkodtunk ahhoz, hogy e fontos napot méltóképpen ünnepeljük, hogy egy kellemes és szép emléketek legyen a 2020-as balagó diákoknak is. Az elmúlt 4 évből szívesen emlékszünk sikereteikre, szép tartalmas tevékenységeinkre, versenyeken elért díjainkra, színes, érdekes kulturális programunkra, de egyaránt néhai kudarcunkra is. Mindezekért köszönetet mondunk nektek, kedves balagó diákok. Vigyétek hát tovább az értékeket, amikkel gazdagítottunk. Használjátok tudást, amivel felfegyvereztünk, hogy méltóképpen találjátok meg helyeteket e változó világban. Kívánom hát, hogy büszkeséggel legyetek szüleiteknek, méltó képviselői gimnáziumunknak, iskolánknak, nemzetünknek. Zárószónak meg Goethe sorait
szeretném használni, buzdítva titeket, hogy keresd az életben mindig a szépet, ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, és hidd el, ha sokszor durva is az élet, mindig találni benne kellemes és szépet. Sok sikert kívánok nektek, kedves diákok! Aș dori să mă adresez și vouă, elevilor de vorbitori de limba română, cărora le-am predat și nu numai, urându-vă vouă mult succes, sănătate și baftă în examenele care vă urmează. Mult succes! De-a lungul celor 4 ani de liceu, cu siguranță ați simțit îmbunătățirea condițiilor de studiu, îmbogățirea bazei materiale a școlii. Acest lucru se datorează și omului care alături de școală a fost mereu și este în continuare și căruia îi mulțumim și îl rugăm să ni se alăture pe domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș. Vă salut cu mult drag. Cuvântul meu se duce astăzi doar spre absolvenți. Am 2 frumoase domnișoare în fața ochilor și le văd puțin triste. Și probabil că fiecare dintre absolvenți sunt puțin triste. Uite, deja zâmbiți, mă bucur. Sunteți puțin triști pentru că acesta este momentul vostru și vi l-ați dori să fie altfel. Este destul de dificil, dar vă rog să priviți lucrurile frumoase care rămân în amintirea voastră din anii de școală. Vă rog să vă gândiți, a mai apărut o domnișoară, vă rog să vă gândiți întotdeauna că a fost locul în care ați început să... De ce nu să încep cu ceva frumos? Probabil ați început să iubiți acolo prima dată. Ați legat prietenii pe care nu o să le uitați niciodată. Pentru că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani din toată viața voastră și vă spune un om care are 50 de ani și sunt pe latura cealaltă, să spun. Și v-ați întâlnit acolo cu prieteni deosebiți, cu cadre extraordinare, care sunt convins că v-au făcut să fiți mândri că sunteți elevi. Și în același timp, în fiecare moment, eu am fost mândru că sunt primarul și a elevilor de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Nu priviți aceasta ca și o zi tristă, priviți-o că este ceva care se întâmplă și vă spun un secret. Întrebați-i pe părinții voștri dacă au făcut armata, dacă în momentul în care au terminat liceu au fost fericiți că îi duce în armată. Și o să vă spună toți că n-au fost fericiți, deși evident că armata avea rolul ei în această perioadă. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate lucrurile frumoase pe care le-ați făcut, pentru rezultatele pe care le-ați obținut, pentru că ați reușit, evident, să vă alimentați de la ceea ce v-au dat profesorii voștri și să țineți Colegiul Național Simeon Bărnuțiu acolo sus, unde a fost, unde este și unde va fi. N-am niciun fel de emoție pentru examenul care vă așteaptă, examenul de bacalaureat, va fi pentru voi o simplă formalitate, sunt absolut convins de lucrul acesta. Bucurați-vă la momentul potrivit, poate chiar anul ăsta, bucurați-vă împreună cu colegii atunci când condițiile vor permite acest lucru. Cred că asta este cel mai puțin important lucru, că nu faceți un chef acum, că îl faceți mâine. Deci din acest punct de vedere să nu aveți niciun fel de stres. Vă doresc mult, mult succes. Am și emoții, mă gândesc că în urmă cu 10 ani eram și eu părinte de absolvent de Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Din păcate timpul trece foarte rapid. Și pentru că întotdeauna există un cel mai bun, aș vrea să felicit din tot sufletul pe șefii de promoție, șefele de promoție, de la secția română Ardelean Raluca Nicoleta, din clasa 12 C, care a obținut media generală de 9,95. Noi avem pregătită și o diplomă aici, nu știu dacă se vede.
și de la secția maghiară, domnișoara Bogoi Rebecca Paula, care a finalizat cei 4 ani cu media 9,83. Vă felicit din tot sufletul. O să vă rog să aveți disponibilitatea să ne întâlnim săptămâna viitoare, să vă ofer diplomele și un plic din partea primăriei și a Consiliului Local, așa cum o facem întotdeauna. Încă o dată, priviți lucrurile pozitiv, zâmbiți. Iasmina, ce ești așa tristă? Zâmbiți și uitați-vă la lucrurile frumoase pe care vi le dă această viață. Nu vă uitați la lucrurile mai puțin frumoase care poate că astăzi sunt în sufletul vostru datorită faptului că nu vă puteți întâlni la sfârșit de an așa cum v-ați dorit. Vă doresc mult succes și sunt convins că o să fiu mândru de voi și acum și peste ani și sunt convins că fiecare dintre voi vă veți duce visul până la capăt. Mult succes tuturor! Mulțumim, domnule primar! Promoția 2020 are 161 de absolvenți grupați în 6 clase. Clasa a 12-a, profil umanist, specializarea în filologie, intensiv limba engleză. Clasa a 12-a-B, profil umanist, specializarea filologie, secția maghiară. Clasa a 12-a-C, profil real, specializarea matematică informatică, intensiv limba engleză. Clasa a 12-a-D, profil real, specializarea matematică informatică, secția maghiară. Clasa a 12-a-E, profil real, specializarea științe ale naturii și clasa a 12-a-B, filiera tehnologică, profil servicii, specializare economică. Din cei 161 de absolvenți, peste 40 au participat la olimpiade și concursuri școlare pe parcursul celor 4 ani, contribuind prin rezultatele obținute la creșterea prestigiului acestei unități de învățământ. Voi da citire listei în ordine alfabetică a elevilor care primesc diploma de excelență pentru participare și rezultatele obținute la olimpiade și concursuri. Ardelean Olimpiu, 12-a, membru al echipei de fotbal. Raluca Nicoleta Ardelean, din clasa 12-a-C. Olimpiada Lectura ca abilitate de viață și locul întâi la faza națională a concursului de proiecte europene Made for Europe. Raluca Ardelean este și șefa promoției 2020 de la secția română. Pe Raluca o vom auzi în câteva momente. Bakoi Abigail, Olimpiada de Biologie. Balot Sorana Noemi, Olimpiada de Limba Engleză. Băican Natalia Ana Maria, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață și Olimpiada de Discipline Tehnologice pentru profilul Servicii. Boboiu Alexandra Maria, Olimpiada de Matematică și Olimpiada de Fizică. Boșca Gabriela, concursul Speak Out și membră a echipei de volei, Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Câmpan Sorin Alexandru, component al echipei de volei. Kish Denis Gabriel, component al echipelor de fotbal și volei. Crișan Alexandra, Olimpiada de Religie Ortodoxă și componentă a echipei de handbal. Crișan Camelia, președinta Consiliului Școlar a Elevilor de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și membră a Consiliului de Administrație. Cegetuș Iosef Cristian, component al echipei de handbal. Debre Antonio,
Olimpiada de limba și literatura maghiară. Burzău Antonia, Olimpiada de limba latină. Hosu Alexia, Olimpiadele de limba română și limba engleză. Curban Bogdan Octavian, competiții de interpretare vocală, privighetarea clasei a 12-a C, așa cum frumos l-a numit domnul diriginte Grăban la un moment dat. Iasmina Lupou, Olimpiada Iosif Ovidiu, Olimpiada de limba engleză, Olimpiada de informatică și Olimpiada de tehnologia informației și a comunicațiilor. Iasmina Lupou, concursul de matematică Adolf Haimovic și Olimpiada de discipline tehnologice pentru profil servicii. Anul acesta s-a calificat la faza națională, dar faza națională nu a avut loc. Valentina Matei, participantă și cu premii obținute la Olimpiadele de istorie și filosofie. Miruna Mureșan, Olimpiada de geografie. Nad Endre, Olimpiadele de limba engleză și tehnologia informației și a comunicațiilor. Nad István, component al echipei de handbal. Nad Ruben, component al echipei de handbal. Negrean George Tomaș, component al echipei de handbal și rezultate obținute la atletism. Neica Ionuț, component al echipei de volei. Oltean Andrei, Olimpiada de fizică și component al echipei de volei. Păcurar Teotin, component al echipei de volei. Pop Iulia, Olimpiada de religie greco-catolică, la faza națională obținând și un rezultat frumos, o mențiune. Pop Marilena, Olimpiada lectura ca abilitate de viață și limba latină. Pop Raul, Olimpiada de limba engleză și concursul Speak Out. Pop Sergiu Adrian, concursul de matematică aplicată Adolf Haimovic, două mențiuni obținute la faza națională. Rax Teodora, Olimpiada de limba latină. Rațiu Natalia, concursul Speak Out, Olimpiada de religie greco-catolică, componentă a echipelor de handbal și volei. Rus Andreea Georgiana, Olimpiada lectura ca abilitate de viață, Olimpiada de limba engleză, componentă a echipei de handbal. Ruța Șirnuț, component al echipei de volei. Sale Andreea Diana, Olimpiada de limba și literatura română. Santa Van Cristina, Olimpiada de geografie. Tămaș Andreea Laura, Olimpiada de limba latină. Toma Marco Ovidiu, component al echipei de volei și Olimpiada de tehnologia informației și a comunicațiilor. Vasile Andrei Mihai, Olimpiadele de fizică, informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor. Vâlcăman Laura, componentă a echipei de volei. Venter Teodora, Olimpiada de limba latină. Zah Răzvan, component al echipei de volei. Mulțumim, dragi absolvenți! Clasa a 12-a, profil umanist, specializarea filologie, intensiv limba engleză, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de domnul profesor Ioan Man. Domnul profesor va prezenta în cele ce urmează rezultatele obținute în acest an școlar de elevii clasei a 12-a.
Dragi absolvenți, stimați colegi, stimați părinți, rudenii, prieteni și apropiați ai absolvenților liceului nostru, încheiem acest an școlar în niște condiții deosebite datorită coronavirusului, așa cum a spus și doamna director, așa cum simțiți și vedeți și dumneavoastră. Ca atare, a trebuit să ne adaptăm la această situație. În calitate de diriginte a clasei a 12-a, pe care am condus-o în cei 4 ani de liceu, am să fac referință firesc la rezultatele și la situația acestei clase. Am pornit la drum, în urmă cu 4 ani, am pornit în formula standard de 21 de elevi și terminăm astăzi, absolvim 31 de elevi datorită intrării pe parcurs și a altor elevi în această clasă. Situația la învățătură este o situație bună, aș putea spune chiar foarte bună. Media generală a clasei este de 9,05, ceea ce acoperă ceea ce spuneam eu în acest moment. La școală există în permanență o competiție între clase, în interiorul clasei. În clasa 12-a a fost o efervescență permanentă, ierarhia s-a schimbat în fiecare an. În anul acesta a rezultat următoarea ierarhie și am să citesc ca să nu greșesc mediile. Premiul întâi se acordă elevei Raț Teodora Georgiana, care a obținut media 9,90. Vreau să fac precizarea că acest premiu se asociază și cu o mențiune specială pentru nicio absență pe parcursul întregului an școlar. Este o dovadă că rezultatele bune se coroborează cu seriozitatea, cu modul în care ne raportăm și ne implicăm în activitățile pe care le facem. Mă bucur foarte mult pentru rezultat și pentru această prestanță. Premiul al doilea se acordă elevei Santavan Cristina, care a obținut media 9,82. Premiul 3 pleacă la Cosnici, la eleva Baloc Sorana Noemi, care are media 9,76. Urmează în continuare mențiunile clase, mențiuni obținute de asemenea cu medii foarte mari. Puc Marilena și Tarcea Paula obțin mențiunea întâia, cu media 9,66. Tămaș Andreea Laura obține mențiunea a doua, cu media 9,56. Cristuțiu Adriana Nicoleta obține mențiunea a treia, cu 9,53. Următoarele mențiuni se acordă elevelor Dea Clarisa Andrada și Gale Camelia Ioana, ambele cu aceeași medie 9,46, și elevei Gurzău Antonia Anemona cu media 9,39. În încheiere, doresc tuturor absolvenților succes pe toate planurile, succes la BAC, sănătate, că e mai scumpă decât toate, și împliniri pe toate planurile. Vă mulțumesc pentru atenție! Unul dintre momentele festive pe care le-am fi făcut, dacă am fi fost în curtea școlii, ar fi fost predarea, primirea cheii succesului. În această conjunctură, predarea, primirea cheii succesului se va face prin discursurile rostite de elevii claselor a 12-a și colegilor mai mici din clasa a 11-a. Din clasa a 12-a ni se va adresa Teodora Raț, iar din clasa a 11-a Raluca Drăgan. Stimați profesori, dragi colegi, reuniunea festivă de astăzi, deși este inedită, implică, vă asigur, emoții intense și unice. În încercarea de a reconstitui afectiv cei 4 ani de liceu, a nefăcut din instantanee de viață pline de farmec,
imaginea clasei mele a 12-a. M-am regăsit în mijlocul unor tineri energici, optimiști și creativi, care adoră provocările și care, desigur, s-au luptat uneori cu propria indolență, cu orgoliul și propriile caprice. Am trăit împreună experiențe irepetabile pe care ni le vom aminti cu mare plăcere. Ne-au unit speranțele, eșecurile, împlinirile, zâmbetele sau neliniștile. Sunt recunoscătoare că am studiat într-o școală prestigioasă, că am avut profesori de excepție, dedicați și empatici. Cu certitudine, bogata lor cultură și exigență se vor reflecta în devenirea noastră. Grație lor, vom prețui mereu, invariabil, cuvântul și cărțile. Îi mulțumesc domnului diriginte că ne-a învățat să fim laborioși, onești, să recunoaștem și să apreciem valorile. Îi felicit pe toți colegii mei și le urez succes. Mulțumesc! Dragi absolvenți, știm că treceți cu toții printr-o perioadă dificilă. Îmi pare foarte rău că nu aveți parte de festivitatea și de banchetul la care mulți dintre voi ați visat. Nu renunțați la visurile voastre și la speranțele voastre. Luptați pentru ce vă doriți. Zâmbiți și prețuiți fiecare moment și fiți mândri că ați avut ocazia de a studia la acest liceu. Priviți cu încredere spre viitor. Mult succes pe mai departe! Clasa a 12-a B, profil umanist, specializarea filologie, secția maghiară, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de domnul profesor Bora Balaj, care va prezenta în momentele următoare rezultatele obținute de aceștia. Kedves diákok, tisztelt szülők! Örömünnepel a mai nap mi számunkra, hiszen a 12B osztály minden tanulója sikeresen elvégezte a középiskolai oktatást. Már csak egy kis fok maradt hátra, az pedig az érettségi. Szeretném megköszönni nektek és szüleiteknek elsősorban azt, hogy a mi iskolánkat választottátok. Továbbá pedig az együtt töltött órákat, napokat, éveket és a közös emlékeket. Az idei tanévben a tanulmányi eredmények alapján a következő diákok részesülnek dicséretben. Kömpán Andrea, Gergely Andrea, Kulcsár Márk, Tönkő Henrietta, Vince Viktória és Darabont Andrea. Végezetül pedig engedjétek meg, hogy kívánjak nektek minden szinten és minden tantárból sikeres érettségit, és kívánom nektek, hogy találjátok meg azt az utat az életbe, amit kitűztetek magatoknak a mi iskolánkban. Sok siker és a viszontlátásra a 10 éves találkozón. Köszönöm! Mesajul clasei a 12-a B va fi transmis de eleva Cumpan Andreea, iar mesajul clasei a 11-a B va fi transmis de eleva Torkos Vanda. Tisztelt tanárok, kedves diáktársaim! Eljött a nagy nap, melyet oly rég és izgatottan vártunk. Meghatódva gondolunk vissza az elmúlt 4 évre, melyben öröm és bánat együttesen kísérte útjainkat. Ma már mosolyogva emlékszünk vissza csíntevéseinkre, melyek következményei miatt lehet akkor sírtunk. Míg 9-ben idegenkedtünk egymástól, mára egy közösségé formálódtunk. Az évek hosszú sora alatt összekovácsolódott osztályok most szétszakadnak. Útjaink szerteágaznak, de az itt kötött barátságok talán örökké megmaradnak. 4 év sem volt elég arra, amire ez a 2 hónap megtanított, hogy értékeljük az együtt töltött perceket. Most fogjuk fel igazán, mit jelentett tanáraink odaadó munkája, mikor csak a számítógép képernyőjén át tudunk kapcsolatot teremteni egymással. Mindezáltal szeretném megköszönni nekik fáradalmaikat, támogatásukat és a rengeteg tudást, melyekkel gazdagítottak minket. Köszönjük a sok bíztatást és bátorítást! Kedves végzős diákok! Mint tudjuk,
hogy ezt a napot nem így képzeltétek el, de ennek ellenére van okotuk az örömre. Ugyan a közös ünneplés most elmarad, de nyugodt szívvel gondolhattok vissza a közös emlékekre. Most, a képernyők előtt ülve elengedhetitek az elmúlt 4 év nehézségeit, és büszkén gondolhattok vissza a sikereitekre. De a tanulás ma nem ér véget, hiszen még előttetek áll a rettegett érettségi. Mutassatok példát 11-eseknek azzal, hogy ilyenkor is jól tudtok teljesíteni. Kívánok egy sikeres érettségit és a legjobbakat a nagybetűs életben. Sok sikert és vigyázzatok magatokra! Köszönöm! Klasa a 12-a C, profil real, specializarea matematică informatică, intensiv limba engleză, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de domnul profesor doctor Mircea Brăban, care în momentele următoare va prezenta rezultatele lor. Onorați invitați, dragi elevi, stimați absolvenți, bună ziua tuturor! Ce poate fi mai frumos decât să auzi directorul școlii în care lucrezi că acordă diplomă de excelență elevilor care au avut activități atât de meritorii pe parcursul anilor de liceu? Ce poate fi mai frumos să se regăsește aproape întreaga clasă în această listă, în calitate de diriginte, pot să spun că am simțit că sunteți elevii unei clase speciale, clasa 12C. Mă adresez acum tuturor absolvenților cu un mesaj din suflet, un mesaj de îmbărbătare, un mesaj de succes pe care vi-l doresc, atât la examenele care urmează, cât și la toate încercările prin care veți trece în această viață. Și revin la clasa 12-a C, în calitate de diriginte, să spun că rezultatele pe care le-ați obținut toți elevii sunt de fapt oglinda muncii pe care ați prestat-o, pe care ați depus-o, rezultate care sunt meritorii și pentru care vă felicit. Și vreau doar să dau citire plutonului fruntaș, acelor elevi care se disting prin atitudinea, seriozitatea, tenacitatea cu care și-au urmat visele și cu calitatea muncii pe care au făcut-o pentru a obține rezultatele la care voi da citire. Premiul întâi se acordă unui campion academic al clasei, un personaj despre care ați auzit deja, Raluca Nicoleta Ardelean. Ea este urmată la foarte mică distanță în ceea ce privește media, de un alt campion foarte dedicat activităților de toate tipurile, Octavian Bogdan Urban. Premiul 3, anul acesta, îi revine colegei voastre, Andreea Diana Sale. În continuare, permiteți-mi să dau citire numelor elevilor care au primit mențiune. Fără îndoială, rezultatele clasei sunt foarte, foarte bune. Vă felicit pentru tot ce ați făcut și mențiunile pe care le citesc sunt acordate în ordine descrescătoare a mediei Dianei Nicoleta Boșca, lui Ovidiu Călin Iosif, lui Raul George Pop, Alexandrei Crișan, Alexiei Mihaela Hosu, lui Andrei Mihai Vasil și lui Marius Iuliu Vitrean. Vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce sunteți, vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut și vă doresc să rămâneți în continuare uniți așa cum ați făcut-o și până acum. La revedere! Mesajul clasei a 12-a C
a generației 2020 va fi transmis de șefa de promoție Raluca Nicoleta Ardelean, iar mesajul clasei a 11-a C va fi transmis de Florentina Zârca. Stimați profesori, dragi colegi, părinți și prieteni care ne priviți, vă mulțumim că sunteți alături de noi pentru a ne susține și pentru a vă bucura de reușita noastră, a celor care astăzi marcăm finalul unei etape speciale, liceul. Această zi nu este nici pe departe, așa cum noi ne-am imaginat-o în urmă cu câteva luni, făcând ultimul tur al școlii, cântând Gaudeamus și privindu-ne cu lacrimi în ochi colegii mai mici pe care îi lăsăm în urmă, curtea plină de invitați, multe flori și aplauze, baloanele care așteptau să le dăm drumul, punându-ne fiecare câte o dorință, iar mai apoi să le urmărim cum se înalță. Nimic din toate acestea nu este posibil. Emoțiile sunt cu atât mai intense cu cât mulți dintre noi nu ne-am văzut de aproape 3 luni, iar aceste ultime clipe din liceu trebuiau să fie de neuitat. Venind în fiecare zi la școală și văzându-ne colegii, trebuia să ne cuprindă un sentiment de melancolie și să simțim că sfârșitul acestui ciclu se apropie, că în curând mulți dintre noi nu vom mai fi colegi și astfel să profităm la maxim de acele zile în care eram încă împreună. De asemenea, acest moment trebuia să ne unească pe toți, să fim fizic alături unii de alții, iar peste ani să ne amintim cu nostalgie această clipă. Cu siguranță ne vom aminti, dar nu va fi cea mai frumoasă imagine din memoria noastră. Mulțumim așadar doamnei director și conducerii școlii pentru că au făcut posibilă totuși o festivitate online prin care să simțim că această zi este despre noi. Titulatura de șefă de promoție este o cinste pentru mine, venind ca o recunoaștere a muncii mele depuse în cei 4 ani de liceu, presărați cu bune și cu rele. Trebuie să recunosc că am fost destul de înspăimântată de viața de liceu, de faptul că voi avea un nou colectiv și de modul în care mă voi acomoda și adapta. Acum, după 4 ani, mă declar norocoasă că am făcut parte din comunitatea 12C, întrucât am avut șansa de a avea alături un diriginte extraordinar și niște colegi minunați cu care am legat puternice prietenii, care sunt convinsă că multe dintre ele se vor păstra și după liceu, chiar dacă drumurile noastre nu se îndreaptă în aceeași direcție. Astfel, procesul de acomodare și adaptare a fost mult mai ușor decât mi-am imaginat, datorită lor, fiind prietenoase și deschise. Domnul diriginte a avut un rol extrem de important în coagularea colectivului, întrucât întotdeauna a inițiat diverse activități și excursii care să ne aducă împreună și astfel să avem prilejul de a ne cunoaște. Întâi, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule diriginte, pentru experiența pe care mi-ați oferit-o, nominalizându-mă să particip la concursul național Made for Europe în anul 2018. A fost o experiență deosebită, care îmi va rămâne veșnic în suflet și care mi-a demonstrat că pot să-mi întrec limitele și să-mi înving temerile. De asemenea, vă mulțumesc în numele întregii clase pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru toate sfaturile pe care ne le-ați dat și pentru toate valorile pe care ne le-ați insuflat pentru a deveni niște tineri admirabili cu un caracter puternic. Fiind dur cu noi câteodată și ne oferindu-ne libertatea pe care ne-am dorit-o, ați reușit să faceți din noi o clasă de succes. Deși în acele momente ne-am supărat pe dumneavoastră, acum vă suntem cu adevărat recunoscători. Sunt onorată să mă numesc absolventă a Colegiului Național Simeon Bărnuțiu, întrucât, dumneavoastră, profesorii acestui liceu, sunteți purtători ale unor valori foarte rare. Augusto Curi era de părere că profesorii buni educă pentru o profesie, iar profesorii excelenți educă pentru o viață. La fel și dumneavoastră, pe lângă cunoștințele pe care le-ați transmis, fiecare în felul său a contribuit la formarea noastră ca tineri, prin diversele lecții de viață pe care ni le-ați oferit. Eu personal am învățat foarte multe de la dumneavoastră, atât în ceea ce privește materia predată, cât și anumite aspecte ce țin de viață și de viitor. Niciodată nu ați ezitat când v-am cerut ajutorul și ați fost întotdeauna răbdător și înțelegător cu noi. Așadar, vă mulțumim pentru tot. În încheiere, vreau să mă adresez colegilor noștri mai mici pe care îi lăsăm în urmă. Fiți realiști, cereți imposibilul, cum spunea scriitorul Nicolae Steinhardt. Luptați pentru ceea ce vă doriți și niciodată să nu renunțați la visurile voastre, indiferent de câte obstacole veți întâmpina. De asemenea, doresc să urez tuturor absolvenților mult succes în viață și la examenele ce vor urma, iar peste ani să ne revedem și să fim mândri de ce am realizat până în acel moment. Vă mulțumesc! Ieri ați fost elevi, astăzi sunteți absolvenți.
adolescența și-a împărțit generoasă clipele de-a lungul celor 4 ani și iată v-a ajuns la despărțire cu emoția și nostalgia sa firească. Știm că această etapă nu este cum v-ați imaginat, dar puteți afirma că ați terminat acest capitol al vieții voastre. Nu ați trebuit ca niciodată. Pe băncile acestui liceu au luat naștere visurile voastre. Marile realizări sunt atinse prin perseverență, iar munca voastră va fi răsplătită. Absolvirea liceului este doar începutul șirului lung a realizărilor care vă așteaptă pe întreg parcursul evoluției voastre. Vă felicităm și vă urăm mult succes atât la examenul de bacalaureat, cât și în cel al vieții de adult în devenire. Clasa a 12-a D, profil real, specializarea matematică-informatică, secția maghiară, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de doamna profesoară Siladi Ergeibet, pe care o invit să prezinte rezultatele lor. Kedves végzős diákok, tisztelt szülők, kedves kollégák! Eljött a balagás ideje ennek a generációnak is. Nem a hagyományos módon, hanem ahogy az utóbbi időben már megszoktuk, inkább virtuálisan. Sajnos a főszereplőket nem láttam, de a szívemben itt vagytok. Hogy ne legyen annyira fájdalmas, egy rövid mese. Azt mondta a hernyó, repülni fogok. Mind nevettek rajta, a pillangót kivéve. Kívánom, hogy repüljetek ki az életből, mert a szívetek visz, és legyetek sikeresek arra, merre jártok. A 12. D-osztály tanulmány eredményeim. Első díjazott Bagoly Rebeka Paula, harmadik díjazottak Debra Antónia, Szűcs Dorottya, dicséretet érdemelnek Gál Péter, Nagy Krisztina, Szabó Patricia, Lukács Zsuzsa, János Patrik, Megu Robert, Kása Dávid és Ősz György Csongor. Sok sikert mindenkinek! Köszönöm! Mesajul clasei a 12-a B va fi transmis de eleva Bagoi Rebeca Paula, șefa de promoție, iar mesajul clasei a 11-a B va fi transmis de Szőnyi Anna. Tisztelt tanárok, kedves diákok! Egy újabb mérföldkő előtt állunk, tele kétségekkel, félelemmel és izgatottsággal. Az elmúlt 4 év életünk egy meghatározó része volt. Olyan élményekre tettünk szert, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni. A közös élményeink és az együtt eltöltött idők emléke végigkíséri életünk útját. Meg szeretném köszönni tanárainknak a sok bíztatást, támogatást és tanítást. Hosszú után előttünk, de bízom abban, hogy utunk során egyre erősebbek és jobbak leszünk. Sok sikert kívánok mindenkinek az érettségén és az életben. Kedves végzősök! Történelmi pillanatok ezek. Ti vagytok az első, és remélem az egyetlen generáció, akik online vallagtok el a suliból. Számunkra is ugyanolyan fájdalmas ez az online búcsúzkodás, mint számotokra. El sem képzeltük, hogy idén kimaradunk a ballagással járó élményekből. Nem tudunk keresgélni titeket az óriási tömegben. Nem tudunk idegeskedni, amiért eltörtek a virágok. Olyan boldogan viselnénk el most mindent, azért, hogy méltón elbúcsúztassunk titeket. De bizony, minden történésnek, jónak és rossznak oka van. Rajtatok áll, hogyan szemlélitek a világot. Maradjatok erősek és pozitívak, hiszen senki nem veheti el tőletek a 4 év emlékeit. Mi most elbúcsúzunk, és a legjobbakat kívánjuk nektek. Merjetek nagyot álmodni, merjetek szeretni, merjetek küzdeni. Mi példát teszünk rólatok, induljatok hát el emelt fővel a célotok felé. Sok sikert a vizsgákon és az életben. Drágy abszolvenc, vodoresc mult succes la bac și în viață. Clasa a 12-a
12E, profil real, specializarea științe ale naturii, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de doamna profesoară Claudia Crăciun, căreia îi mulțumesc și în acest cadru pentru activitatea educativă organizată cu și cu acești absolvenți, dânsa fiind, făcând parte din echipa managerială în calitate de consilier educativ. O invit acum să prezinte rezultatele clasei a 12-a F. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, azi este un nou început pentru voi, dar și un alt sfârșit pentru noi, cei care 4 ani de zile v-am îndrumat și v-am fost alături. În urma acestei perioade, roadele muncii și implicării voastre se reflectă și în următoarele rezultate. Astfel, se acordă premiul întâi, elevei Vaclavic Mirabela Maria. Premiul 2, elevei Bredo Oleto Dora. Premiul 3, elevei Bocoi Obger. Mențiune se acordă următorilor elevi: Chereși Andreea Roxana, Bulzan Alex Călin, Man Eusebiu Denis, Jurcău Alina Dalia, Șumălan Albertina Vasilica, Strava Salomea Cosmina, Eid Omea. În încheiere, mă adresez tuturor absolvenților și vă doresc să aveți încredere în voi, să fiți convinși că ceea ce ați realizat până în acest moment înseamnă enorm și trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Să fiți călăuziți în viață de cele trei valori absolute și fundamentale ale omului: adevărul, binele și frumosul. Să aveți mult succes în viață și să vă bucurați din plin de clipele frumoase alături de cei dragi. Să ne revedem cu bine! Mesajul clasei a 12-a E va fi transmis de Mirabela Vaclavic, iar mesajul clasei a 11-a E va fi transmis de Raul Drăgan. Stimați profesori, dragi elevi, onorată audiență! Am onoarea de a vorbi în calitate de reprezentant a clasei a 12-a E al Colegiului Național Simion Bărnuțiu. Azi, cu emoție, nostalgie și zâmbete ascunse, vom spune: rămas bun liceu, rămas bun copilărie. Aș vrea să mulțumesc doamnei director Șerban Bianca Adriela și tuturor profesorilor pentru că ne-au îndrumat și luminat în toți acești ani, dar mai ales doamnei diriginte Crăciun Claudia pentru răbdarea și sacrificiul dumneaei. Acesta nu este un sfârșit, este doar un nou început. Vă mulțumim pentru tot! Dragi absolvenți, cunoașteți deja cu toții sentimentele noastre față de situația în care ne aflăm, iar de aceea vă îndemn să priviți spre viitor cu mai mult optimism ca niciodată. Faceți ce faceți cu entuziasm, energie și pasiune, acceptați că eșecul este omenesc și trăiți fără regrete. Veți reuși să vă transformați visurile în realitate și idealurile în concret. Mult succes! Clasa a 12-a F, filiera tehnologică, profil servicii, specializare economic, a fost condusă pe parcursul celor 4 ani de doamna profesoară Alina Nora Crâșman. O invit să prezinte rezultatele lor. Dragi colegi, profesori, părinți și elevi, clasa 12-a F, profil servicii, a avut înscriși la începutul anului școlar 28 de elevi, din care au promovat 28, fără probleme disciplinare. Media clasei este 92. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte de rămas bun clasei mele 12-F. Draga mea clasă 12-F, acesta este momentul vostru pe care știu că l-ați așteptat și pentru care ați muncit atât de mult. V-ați implicat în activitățile de ore, zi de zi, dar și în activitățile extracurriculare, artistice și de voluntariat.
ceea ce dovedește entuziasmul, implicarea și pasiunea voastră. Ați dorit tot ce aveți pentru a fi aproape de colegii și de prietenii voștri. Știu că niciunul dintre voi nu și-a imaginat că festivitatea de absolvire a liceului va fi online. Dar trebuie să vă bucurați de acest moment așa cum este, pentru că acesta este momentul vostru, care cinstește munca voastră și pe voi și marchează încheierea unui capitol atât de frumos din viața voastră. Anii de liceu, dar în același timp înseamnă pentru voi și trecerea la următoarea etapă a vieții, timpul în care luați foarte cele mai importante decizii din viața voastră, ce carieră veți urma, cu cine veți merge mai departe și ce valori or să vă ghideze viața. Eu vă vedeți și pe toți elevii clasei 12F și am să mă amintesc cu mult drag de voi. Premiile și mențiunile clasei sunt după cum urmează. Premiul 2, eleva se acordă elevei Iujo Alexandra Chiti. Premiul 3, elevei se acordă elevei Lupou Iasmina Ana Maria. Mențiuni primesc următorii elevi: Rusa Andreea Georgiana, Mureșan Miruna Mioara Ioana, Pop Sergiu Adrian, Pop Mălina Daniela, Băican Natalia Ana Maria, Crișan Raluca Daria și Chiș Denis Gabriel. Aceasta este lista premianților clasei a 12-a F. Felicitări tuturor absolvenților și mult succes! Dumnezeu să ne ajute! Din clasa a 12-a F, mesajul va fi transmis de Iasmina Lupou, iar din clasa a 11-a F, mesajul va fi transmis de Oana Manu. În primul rând, doresc să le adresez câteva cuvinte colegilor mei. Chiar dacă ziua aceasta nu este așa cum ne-am imaginat-o, azi am absolvit și trebuie să fim fericiți pentru asta, deoarece încă o etapă din viața noastră s-a încheiat. În numele meu și al colegilor mei, doresc să le mulțumesc tuturor profesorilor pentru tot sprijinul acordat, pentru tot ce ne-au învățat și pentru toate sfaturile pe care ni le-au dat. Cu siguranță o să le fructificăm și o să ne ajute în viață. În mod special, doresc să le mulțumesc doamnei director, Șerban Bianca, și doamnei diriginte, Alina Crășmar, pentru tot ce au făcut pentru noi și pentru că ne-au suportat în acești 4 ani de zile. Sperăm să rămânem în inimile dumneavoastră mult timp și să vă amintiți cu drag de noi. Vă suntem complet recunoscători și vă mulțumim tuturor! Dragi absolvenți, orice început e greu, dar și mai greu e să sfârșești ceva nevoios. Anii de liceu pentru voi au fost asemenea anilor de ucenicie în atelierul unor pictori. Până acum ați învățat să mânuiți penelul, să îmbinați culorile, să le folosiți corect. De acum fiecare are în mână un șevalet, o pensulă și multe culori. Depinde de voi cum vă veți colora viitorul. Păstrați-vă visurile vii. Înțelegeți că pentru a realiza trebuie să ai credință și încredere în tine, viziune, determinare și dăruire. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Nu vă amăgiți cu prezentul. Salvați-vă în viitor. Succes, dragi absolvenți! Evenimentul nostru de astăzi se apropie de final. Vă mărturisesc că am simțit aceleași emoții puternice ca și atunci când evenimentul avea loc în curtea școlii. Am simțit emoțiile absolvenților, părinților, colegilor mei profesori și tuturor celor care ne-au urmărit în aceste momente. Absolvenților le dorim mult succes, părinților multă sănătate, părinților, bunicilor, familiilor absolvenților, colegilor mei profesori multă putere de muncă în continuare, iar festivitatea noastră de astăzi se încheie cu ani de liceu și imagini din arhivă din anii precedenți. Mult succes, dragi absolvenți! Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi!